Salutare tuturor și bine v-am găsit la un prim episod din World of Warcraft Legion. Astăzi vom învăța să faceți gold pentru a vă plăti WoW tokenul și pentru a avea o experiență mai bună în World of Warcraft și cu mai puțin bani investiți. Așa că hai să începem. Vedeta principală care noi o să facem astăzi, o grămadă de bani, va fi Herbalism. Mai precis, Legion Herbalism, adică Zen Master Herbalist. Cu Starlight Roses. Hai să vorbim un pic de Starlight Roses. Starlight Roses sunt ierburile pe care noi le găsim în Suramar. Numai în Suramar. Bun. Hai să vorbim un pic despre ele. În primul rând, nu o să aveți acest tab cu Herbalism la început. Va trebui să vă duceți prima oară în Suramar și să luați o plantă și veți lua un exemplu, nu un exemplu, o bucată dintr-o plantă pentru a începe un quest. Questul o să vă ducă la acest NPC care se află în Dalaran, lângă Chamber of the Guardian și lângă Magus Commerce Exchange. Vă duceți la acest NPC și ea o să vă spună că să îi aduceți mai multe exemplare din această floare. Îmi pare rău că am lovit microfonul. După ce îi aduceți mai multe exemplare din această floare, o să vă dea rank 1. Ce înseamnă rank 1? Că din când în când veți mai putea să luați cât un Starlight Rose, adică floarea în sine, atunci când o... Când, cum se zice în română, herbalism, când o luați, când o rupeți, când luați o floare, când luați un Starlight Rose, veți avea o șansă destul de mică să luați un Starlight Rose. În rest, va fi numai Starlight Rose Dust. Apoi, după niște muncă, acum depinde, este doar RNG, adică Random Number Generator la mijloc, veți găsi rank 2, veți găsi încă un exemplar și vă duce la același NPC, vă veți mai face încă un quest și veți primi rank 2. Rank 2-ul o să luați și mai multe, o să aveți o șansă și mai mare să luați Starlight Roses, nu numai Dust. Și în același timp o să găsiți și Blood of Sargeras atunci când luați Starlight Roses. La rank 3, aici este partea cea mai mișto, la rank 3 nu o să mai luați niciodată Starlight Rose Dust. Veți lua numai Starlight Roses, care sunt lucru care este foarte important pentru a face gold. Pe serverul meu, un Starlight Rose la momentul de față are un market value de 93 de gold. Este cel mai mare pe care l-am văzut până acum, de când am început să joc, așa că este cel mai bun moment, având în vedere că ieri a fost un banware. Și dacă a fost un banware, înseamnă că boții au fost banați, deci nu mai sunt oameni care să facă nu mai sunt boți care să umple Action House-ul de ierburi și de minereuri, așa că este timpul nostru să facem niște bani frumoși. Al doilea NPC cu care vă veți împrieteni este tot în zona aceasta, este doar pe cealaltă parte a străzii. În sus, la Thanks for Everything. Thanks for Everything Sanctuary. La Mama Diggs. Veți învăța Zen Master Miner. E bine, mining-ul este mai ciudat. O să vă spun și de ce în următoarele momente. Sunt două tipuri de minereuri, Felslate și Felslate-ul care se vinde cu 62 de și cu 47 gold market value și cu Laystone Ore care se vinde cu 15 gold market value. E bine, fiecare dintre aceste oruri are 3 subunități: depozite, steam și living. Fiecare dintre ele având un rank. Vezi, depozitorile și Laystone depozitorile vă dau în general 5, steam-urile vă dau undeva la 10 și living-urile vă dau undeva la 11. Living însemnând că din când în când, atunci când veți omorâ când veți, doamne, când veți da cu picamărul, cu târnăcopul într-un minereu, aveți o șansă să se spawneze un basilic și respectivul basilic poate să fie mov sau verde în funcție de minereul pe care îl minați și ăla este living. Atunci când îl omorâți, vă va da o anumită cantitate de felslate sau
Laystone. Dar, în același timp, vă va da și o anumită cantitate de Felslate sau Laystone atunci când îl minați, pentru că veți putea să minați respectivul basilic. Dacă este mov sau verde, nu ceilalți basilici nu pot fi minați, așa că nu vă chinuiți cu ei. Bun. Acum am învățat cum funcționează rankurile. Acum hai să vedem cum luăm un rank de genul acesta. Atunci când minați unul dintre depozite sau steam-uri sau ce minați voi, aveți o șansă din când în când să vă pice un quest. La fel e și cu Starlight Rose-urile. Atunci când le mineriți, aveți șansa să vă pice un quest, să vă duceți în Dalaran și să luați următorul rank. Bun, acum am învățat cine ne dă questurile pentru rankurile la herbalism. Acum hai să vorbim despre cine ne dă questuri pentru rankuri la mining. Dacă cumva luați Felslate, veți veni aici, în Suramar, în exact această locație, și veți vorbi cu această domniță. Da, Blacksmith-ul o să vă dea questuri. Foarte rar o să vă dea cel care... Tot Blacksmith face, de normal asta trebuia să fie pentru mining, din câte îmi amintesc eu, dar asta nu contează. Ei o să vă dea questurile pentru Felslate. Și dacă vă duceți în High Mountain, mai exact în Ironhorn Enclave, acolo o să găsiți un NPC care o să vă dea questurile pentru Laystone Ore. Bun, acum aveți rankurile, aveți tot ce trebuie să știți despre... cum faceți rank-uri și cum luați quest-uri pentru a face rank-uri pentru a începe să minați ca lumea și să luați ierburi ca lumea. Cel mai și cel mai important lucru pe care trebuie să-l aveți este un Sky Golem. Sky Golem-ul, de ce este el foarte important? Sky Golem-ul vă permite ca atunci când luați un orice fel de herb, dacă și voi găsi unul, uitați aici. Vă lasă să luați direct de pe mount. Ceea ce este foarte, foarte mișto. Pentru că vă dă posibilitatea de a termina lucrurile mult mai repede. După cum vedeți acolo, am primit și un Blood of Sargeras. Asta înseamnă rare items, Blood of Sargeras. Apoi, ce vă trebuie? Vă trebuie... două enchanturi și două tipuri de glove-uri pe care va trebui să le schimbați între ele. Dacă sunteți cumva un tauren, nu va trebui să luați unul dintre enchanturi și o să vă spun imediat care. Legion Herbalism. Acesta este enchantul pe care o să-l puneți pe glove-urile voastre și dacă sunteți un tauren, nu-l luați. Pentru că taurenii au de la pasivă 50% mai rapid iau herburile. Incentul ăsta vă permite exact același lucru, să luați cu 5% mai rapid herburile de pe jos. Ceea ce înseamnă că dacă aveți și un Sky Golem și mai aveți și incentul ăsta, aproape că niciodată nu va trebui să intrați în combat pentru a lua o plantă. Al doilea incent care îl avem este pe al doilea set al meu de glove-uri, numai că nu l-am la mine în momentul de față, din nefericire. Este Legion Mining, care vă permite să luați la fel 50% mai repede mining-uri de pe jos. Nu este neapărat o capăt de lume dacă nu aveți Sky Golem-ul, pentru că mai există o alternativă, nu la fel de eficientă, dar există o alternativă. Puteți să luați unul dintre cele trei, puteți să luați toate cele trei itemele pe care vi le spun eu acum. Laystone Hoofplates, care vă permite să mergeți cu 20% mai repede pe mount. Demon Steel Stirrups, care vă permite să interacționați cu obiectele când sunteți pe mount. Și Stonehide Leather Barding, care vă permite să nu primiți daze atunci când mergeți pe un mount, deci totul este numai câștig la mijloc. Acum hai să vorbim despre ruta pe care o să o luați. În Suramar eu am făcut aici o rută. Ce este foarte mișto la ruta asta este că nu trebuie să depășiți, nu trebuie să mergeți pe lângă rută, toate minerăurile sunt fix pe rută. Deci dacă nu aveți chef să lăsați ruta să vă abateți de la rută
Este foarte bine dacă doar mergeți pe ea, pentru că acolo veți găsi toate minereurile și toate plantele de care aveți nevoie. Unele sunt puțin mai la o parte, dar este foarte rare. Deci puteți pur și simplu să vă dați harta la maxim și să luați doar pe rută, pentru că toți veți face o grămadă de bani, mai ales dacă aveți rank 3 la toate. Bun. Apoi avem avem niște mici potecuțe pe care am uitat să le pun aici. Vedeți acest elven structure de aici? Ei bine, acest elven structure este foarte important. Vă puteți abate doar în zona asta, este foarte important să vă abateți de arută. În jurul ei sunt foarte mulți mobi. De aceea nu prea am pus-o, pentru că eu atunci când am făcut când am ajuns să fac farmul ăsta, nu aveam foarte bun gear. Sunt foarte mulți mobi și s-ar putea câteodată chiar să vă omoare. Dar dacă aveți gear-ul destul de bun, este foarte important. În jurul acestui templu, acestui Elven Structure, sunt foarte multe Starlight Roses și foarte multe minereuri. Un singur lucru trebuie să aveți grijă: nu vă duceți pe plajă. Dacă nu sunteți un Demon Hunter, vă va lua foarte mult să ajungeți înapoi, pentru că veți intra practic în Azuna. Și dacă ajungeți în Azuna, nu veți mai putea să intrați în Suramar, pentru că nu ar trebui. Așa că va trebui să ocoliți foarte mult pentru a ajunge din nou în Suramar și nu este chiar indicat. Așa că încercați să vă abateți de la plajă, chiar dacă sunt vreo 3-4 năuduri sau depozite de minereuri, pentru că nu o să vă apară răuzuri, nu vă abateți. Nu are niciun sens și niciun rost. Acum hai să vorbim numerele. În general, după o oră în care farmez, iau undeva la 100 și ceva de Starlight Rose-uri, undeva la 140, undeva la un stack jumate de Laystone Ore și undeva la un stack de Felslate. Asta mă aduce pe mine în general undeva la 12-14K gold. Dar aici intervin unele chestii foarte mișto. Faceți-vă în fiecare zi world quest-uri pentru Felward. Felward-ul este foarte important să-l aveți la rank 3, nu la rank 2, la rank 3. La rank 3 vă permite să ca atunci când luați o floare de pe jos, să vă dea și o sămânță de floare. Semințele se vând extraordinar de mult, se vând cam de 5, 6, 7 ori prețul unei flori. Sunt rare, dar se vând extraordinar de bine și sunt extraordinar de scumpe. Apoi, eu nu am mining-ul la maxim. Încă încerc să mi-l fac, abia acum vreo 2-3 zile am luat mining-ul. Deci nu l-am la maxim. Ceea ce înseamnă că dacă aveți totul la maxim și aveți și un Felward, puteți să faceți în loc de într-o oră 30 de K, cam cât fac eu, 30 de K gold, puteți să luați undeva la 40, 50, poate 60, poate chiar 70 de K gold, depinde cât de repede vă mișcați și dacă sunteți un druid, să vă puneți instantaneu pe mount, nici nu vă mai trebuie Sky Golem-ul, pentru că druidul poate să ia direct din stag form hărbuile. Deci sunt foarte multe lucruri pe care puteți să le luați în calcul, fără să mai dați o grămadă de bani pe alte lucruri. Dar cam atât a fost pentru astăzi. Videoclipul acesta nu m-a luat foarte mult timp. A fost un episod pilot pe care am vrut să vi-l prezint. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de subscribe, să dați și voi un share pentru a mă vedea mai mulți. Am făcut în guide-ul ăsta pentru că nici eu nu știam în general cum să fac gold și în România nu prea sunt episoade de World of Warcraft despre cum să faci gold pentru WoW tokenuri. WoW tokenul la mine pe server în momentul de față se vinde cu 114K gold, deci la banii pe care am eu acum, având în vedere că pe Action House am undeva la 200K gold worth of actions, dacă acum aș sta vreo 3 ore, aș face instantaneu banii pentru WoW Token. Dar pentru ca o lună, așa, dacă vreți să faceți doar banii pentru WoW Token, în general el costă 120 de K gold, deci înseamnă că trebuie să stați aproximativ vreo 4-5 ore pe lună. Deci dacă stați cam doar în weekend, sâmbătă și duminica, câte o oră să farmați ca lumea Felslate, Laystone și Starlight Roses, atunci vă veți lua cu siguranță banii pentru WoW Token. Da, acum ce vreau să vorbesc foarte repede.
unul dintre cei mai activi abonați la mine pe canal, care comentează mereu și dă like, m-a rugat atâtea ori să fac un episod cu Clash Royale. Și pentru el, având în vedere că, da, chiar dacă am zis că nu prea o să mă mai joc Clash Royale, o să fac pentru el un episod cu Clash Royale. Știi la cine mă refer? Dacă nu, atunci o să spun comentul aici. O să fac pentru tine special un episod de Clash Royale. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și eu o să vă revăd data viitoare. Pa, pa!